Liviu Dragnea și Mihai Tudose ajung în aceste momente la hotelul din Herculane, acolo unde are loc ședința Comitetului Executiv al PSD. Vedem imagini surprinse numai cu doar câteva secunde. Întâmpinați cu huiduieli, din păcate, pentru Dragnea și Tudose, câțiva opozanți care se află, iată, în fața hotelului unde are loc această ședință. Toți liderii importanți ai partidului sunt în aceste momente la Herculane. În mod normal s-a stabilit că se va vorbi la acest comitet executiv despre miniștrii repetenți, despre cei care au întârziat cu reformele și cu măsurile din programul de guvernare. Mai mult ca sigur însă se va vorbi despre strategia pe care o va adopta partidul în perioada următoare, în condițiile în care știm cu toții. Liviu Dragnea a fost chemat la începutul acestei săptămâni la DNA, unde a aflat că are calitatea de suspect. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Dumneavoastră, spuneți lozinci. Țara asta are nevoie de fapte, domnule. Da, de fapte, dar condamnații nu pot să conducă țara asta. România este stat democratic și a ajuns să fie condus de o cloacă de infractori, de condamnați, de penali. Decideți dumneavoastră. Decide poporul român. Care popor? Asistații? România! Trezește-te! Vorbiți încet. Nu faceți gălăgie. Scandal așadar în fața hotelului în care are loc această ședință. O sintagmă pe care am auzit-o foarte des în ultimii ani de zile. Condamnații penali nu trebuie să conducă România, a spus-o și președintele Klaus Iohannis în urmă cu doar 40 de minute în direct din Suedia. A spus foarte clar, un condamnat penal nu are ce să caute în fruntea României și ale instituțiilor statului. Punct. A fost declarația președintelui. Iată însă că sunt și câteva persoane care protestează față de PSD și față de Liviu Dragnea, pentru că este evident că la asta se referă. Este o ședință importantă, este important de asemenea de văzut ce va face PSD mai departe. Se anunță un miting de susținere. Liviu Dragnea spunea că nu se va opune, dar că va impune anumite condiții.